Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știm ce o să facem la vară. Ce o să facem? Mă rog, Zaf știe de 10 ani încoace. Grecia. Minimum. Minimum. Dar, nu, adică vară, ce să mai practic de, în câteva zile, în 3 zile. Grecia redeschide granițele pentru turiștii români din 16 aprilie. Deci weekendul ăsta, practic, avem treabă. Condiția de intrare, una din trei. Dovada vaccinului împotriva COVID-19, dovada că ai anticorpi după ce ai trecut deja prin boală, sau să prezinți test PCR negativ. Și oamenii au hotărât, domnule, gata, pentru românii noștri, cum? Țațichii, ciorba, tot ce vrei. Anunțul a fost făcut de Claudiu Năsui, ministrul economiei, citez: pentru turiștii români, la intrarea în Grecia nu se va cere decât un document de călătorie care se poate face foarte ușor. Un test PCR negativ sau certificat de vaccinare. Practic, zice domnul ministru, nu ar avea carantină în momentul în care se duc în Grecia. Am vorbit chiar astăzi, a spus dânsul, cu ambasadoarea Greciei în România și mi-a comunicat lucrurile acestea. A declarat ministrul la Digi24. Cum se va face dovada vaccinării? Citez din nou. În principiu, vor recunoaște certificatul pe care îl primesc toți românii în momentul în care se vaccinează. Deci acum, înainte, important e să ai un xerox bun ca să se facă documentul ăla de vaccinare. E o hârtie. Pentru cei care îl au, are un link scris cu tipărit. Adică dacă vrei să dai click-click, nu știu ce se întâmplă. M-am gândit multă vreme că ar putea sta cineva la vamă și să bage coduri, să găsi niște coduri acolo cu care te pot identifica. Dar unul, e greu să aibă Grecia o bază de date, mă gândesc, mai ales venită din România. Și doi, crezi că stă cineva să X10-0, literă mare. Da, nu literă, se poate asta. E imposibil. Nu, dar n-are cum, adică Poliția de Frontieră, Elena, nu are cum să conecteze la bazele de date ale Ministerului Sănătății din România. Sau la campanii de vaccinare din România, nu asta. Când o să fiu mai ales dacă prind baza de date închisă. Da. Baza de date închisă, da. Deci, poate când o să fie la nivel european, cine știe, reușim cine și noi să ne legăm. Cine știe. Da, noi internet avem. Avem și specialiști în IT. Problema e că nu... Da. Închidem ușa la arhivă, că ne trage curent. Da. Asta e problema. Dacă grecii să intre online, să depună o cerere online la etajul 2, așa cum... Iată ce mai spune domnul Năsui. Atenție mare pentru întoarcerea în România. Acceptăm și testul de anticorpi, care confirmă că persoana a trecut prin boală în ultimele 90 de zile, dar și certificat medical care confirmă, a spus Claudiu Năsui. Asta nu mai înțeleg, dar în principiu... Nu mai contează cine se mai întoarce. Gata, frate, din Grecia putem să mergem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.